Bună seara și bun găsit la discuții cu Andrei Vlad. Invitatul meu din această seară este doamna Dorina Pleșcan, consilier județean, președinta Organizației Județene de Femei a Partidului Poporului Dan Diaconescu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, domnul Vlad! Bună seara tuturor telespectatorilor care ne urmăresc pe postul de televiziune Capital TV la această oră. Înainte de a intra în miezul emisiunii, aș vrea să fac un anunț. Capital TV a promovat o campanie pentru aceste sărbători care se apropie. Se numește Participă și tu la campania Un Crăciun pentru fiecare. Se adresează celor cu posibilități financiare și ajutoarele vor ajunge la cei cu posibilități materiale mai reduse. Să urmărim acest promo. Fiecare copil merită o șansă. Te invităm să devii Moș Crăciun pentru un copil sărman. Împreună putem oferi un strop din magia Crăciunului. Implicarea ta va fi răsplătită cu un zâmbet de copilaș. Capital TV lansează împreună cu voluntarii de la Inimă la Inimă campania umanitară Un Crăciun pentru fiecare. Noi, împreună, putem să aducem mângâiere, alinare, ajutor și speranță celor aflați în nevoie. Fii și tu alături de campania Un Crăciun pentru fiecare. Pentru a intra în legătură cu echipa lui Moș Crăciun și a face o donație, te invităm la sediul Capital TV. Da, suntem în direct cu doamna Dorina Pleșcan, președinta Organizației Județene de Femei a Partidului Poporului Dan Diaconescu. V-am invitat în această seară, având în vedere că se apropie sărbătorile, mă gândeam să facem și noi emisiune drăguță despre femei, despre rolul femeii în societate, rolul femeii politiciană în societate, în special în societatea românească, ceva comparații cu femeile. Nu sunt, n-ar fi o noutate o femeie în politică. Sunt exemple multiple în politica internațională chiar și m-am gândit că nu putem concura cu evenimentele care le sunt la celelalte televiziuni. Am văzut acum, să vedem, scandalul din familia Guță ține în continuare, deci continuu pe toate canalele. Pe un canal e Nicoleta Guță, pe un canal e Nicolae Guță și pe alt canal, mă rog, neamurile. Dar noi o să încercăm acum să vedem ce puteți să ne spuneți dumneavoastră despre această, eu știu, despre atribuțiile femeii care sunt multiple în societatea noastră. Sigur că da. Femeile au un rol important în societate. Un rol important în viața de zi cu zi, în plan profesional, chiar și în politică. Încă din cele mai vechi timpuri s-a perceput această concepție că femeile trebuie să stea la cratiță și atât. Și în timp s-a perpetuat. Dar important lucru este că femeile s-au schimbat, femeile s-au emancipat și femeile au devenit în timp utile, importante, în familia lor, în primul rând ca mamă, ca soție, ca bunică, iar în plan profesional, doctor, inginer, profesor, conferențiar, jurist. Deci ne dăm seama că femeia are un rol deosebit atât în familie cât și în societate. De ce nu și în politică? Dacă și dumneavoastră ați observat, femeile sunt un pic mai greoi de atras în politică decât bărbații. Bărbații din toate timpurile au făcut politică, să zicem, mai înaintea femeilor. Dar femeile, în momentul în care se implică în politică sau indiferent în ce domeniu se implică, duc lucrul până la capăt, până la bun sfârșit. Deci femeile sunt cele care, dacă se implică într-o anumită problemă, o duc până la capăt. Deci sunt luptătoare. Femeile sunt cele care, prin lupta lor și perseverența lor, reușesc tot ceea ce își doresc. Și femeile chiar fac lucruri bune. Dacă observați foarte bine și în țările nordice, acolo unde femeile sunt implicate în politică, în structurile de conducere administrative, economice, țările respective, economia țărilor respective merge foarte bine. Acolo nu este corupție, acolo unde femeile conduc. Corupția este zero. Asta s-ar putea discuta. Sigur că da.
referitor la această poveste de corupție, la ora asta eu cred că... Facem politică numai cu femei și gata. Asta nu, este o soluție. Eu lupt și, foarte mult și m-aș bucura dacă toate femeile vin alături de mine să lupte pentru egalitate de șanse dintre bărbați și femei. Deci nu spun să fie doar femei, dar să fie și bărbați și femei în mod egal. Deci egalitatea asta de șanse. Deci să raportăm raportul de șanse, să regalăm raportul ăsta de șanse între bărbați și femei. Este foarte important. Femei sunt mai multe la noi în țară, cel puțin. Deci la noi în țară, în proporție de 56% sunt femei, iar restul până la 100% sunt bărbați. Deci noi suntem minoritari, ca deci, să spun așa. Deci ar trebui 44%. Să fim protejați. Absolut. Da. Eu cred că suntem totuși. Eu cred că la ora asta femeile ar trebui să fie protejate, pentru că din toate timpurile femeile au fost, ca și romii, ca și persoanele cu handicap, au fost discriminate. Deci au făcut parte din categoria socială care a fost discriminată. Trebuie să recunoaștem adevărul. Cum a fost în toate? Anglia a avut regină, Elisabeta. Eu mă refeream strict la statul român. Regina Victoria a schimbat lumea. Așa este. Și la ora asta și Germania, Angela Merkel, și dacă avem exemple o grămadă, și în Polonia. Știți că multe femei au schimbat lumea fără să apară în prim plan. Așa este. Deci femeile sunt foarte puternice, într-un cuvânt, dacă chiar și dumneavoastră spuneți că femeile au schimbat lumea, înseamnă că femeile sunt importante, au un rol important, atât în societate, cât și în plan politic și în plan profesional. Sunt de acord cu dumneavoastră. Am văzut un film despre Gengis Khan, care știe toată lumea cine a fost Gengis Khan, probabil că a făcut cel mai mare imperiu, nu știu dacă a fost, probabil mai mare decât Imperiul Roman, și arăta de când s-a născut evoluția și până la urmă cum... arăta o chestie că până la urmă, de fapt, nu el și-a ales soția, soția l-a ales pe el. Dar el a ajuns, a fost închis, încarcerat de Manciurie, așa, și soția l-a salvat. Și după aceea a apărut acel Gengis Khan care a cucerit lumea. Deci, de atunci, probabil și mai dinainte. La romani mai erau o grămadă de femeile cam, nu știți cum se spunea, nu? Ceva, femeile îi conduc pe romani și romanii conduc lumea. Ceva era un proverb. Deși astăzi mă gândesc că dumneavoastră nu doriți să aveți neapărat cu mine o emisiune care știu în mare parte să o politizăm, dar dacă îmi permiteți, fiind președinta județeană Organizației de Femei pe PDD Hunedoara, îmi permit să spun câteva lucruri referitor la Organizația Județeană a Femeilor, care este o organizație destul de puternică. Spre exemplu, în Valea Jiului avem organizații puternice la Petrila, la Lupeni, la Vulcan, la Petrușani. Organizații, de exemplu, dau exemplu concret. Nu spun că sunt puternice doar și atât. O să dau exemplu concret. Lupeniu, care în preajma multor zile importante, așa cum a fost ziua de 4 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, s-au ocupat de faptul că au oferit acele cărucioare cu rotile unor persoane care chiar aveau nevoie de aceste cărucioare. Mai mult decât atât, președintele organizației împreună cu doamna Berta... Nu? Cum oferea fata lui Băsescu? Nu, deci erau scaune normale. Nu erau scaune electrice, era? Nu, probabil dumnealor au oferit în funcție de posibilitățile pe care le-au avut, de unde au putut să facă dumnealor rost, mă rog, dar important este că au putut să ajute pe acești oameni care au nevoie de aceste obiecte neapărat, de aceste scaune cu rotile. Numai departe, în preajma lui Moș Nicolae, domnul Uilecan, președintele organizației Lupeni, împreună cu doamna Gereb, Berta, s-au ocupat de distribuire de pâine caldă persoanelor cu posibilități financiare foarte reduse. Eu consider că este la organizația mare a partidului PPD de Lupeni. În această acțiune cu doamna președintă organizației de femei, doamna Gereb Berta. Și la Petrila, la fel, s-au ocupat de acțiuni importante. Și la Petrușani, în preajma Crăciunului, acum organizația de femei se va ocupa de câteva familii cu posibilități financiare reduse, să le ofere alimente, dulciuri pentru copii și așa mai departe. Domnul senator Vochițoi, cred că ați văzut-o, de la partidul meu, s-a ocupat de Moș Nicolae, de
câțiva copii acolo unde a distribuit pachete. De femei. Eu am încercat în mare parte să cuprind. După aia bărbații și-a asumat toate meritele pentru... dacă Nu, chiar nu. Deci vreau să vă spun că organizațiile de femei atât din Valea Jiului cât și din județul Hunedoara, Deva, Hunedoara, Orăștie, sunt organizații puternice. În ciuda faptului că la nivel central în Parlament se întâmplă la ora asta ce se întâmplă, referitor la plecările din partid și așa mai departe. Mă rog, ce se mai întâmplă? În preajma sărbătorilor doresc foarte mult ca toate organizațiile de femei să se implice în multe acțiuni. Nu neapărat Partidul Poporului Dan Diaconescu este un partid de caritate, adică care face acte de caritate. Dar considerăm, din puținul nostru pe care îl avem, că acești oameni, copii sărași din Petroșani, din Valea Jiului, Lupeni, Vulcan, Petrila, au nevoie de sprijinul nostru. Și noi încercăm, prin posibilitățile care le avem, sigur că da, încercăm să le fim alături. Am văzut ce drăguț era fetița din videoclipul, din promo, sigur că da, sigur că da. Un partid puternic e un partid care are organizații de femei puternici. Are organizații, de fapt, mai multe care sunt, se adună și... Păi partidul acesta are la nivel de județ număr de 4.000 de femei, aproximativ. Mi se pare o discriminare, așa, vedeți, uite, partidul nostru are organizații puternice de femei în toată Valea Jiului, liberalii au la fel, au două organizații, sunt chiar președinți la Petroșani și la Vulcan. Nu știu cât de puternică este organizația de femei PSD, că după câte știu, la Deva când au avut conferința, nici măcar nu s-au umplut sala. PNL-ul, nu. Și nici PNL-ul, sincer. PNL-ul, cum? Nu cred că are mai mult decât PPD-ul ca număr de femei în organizație. Au viceprimar, au președinte de organizație, Păi nu asta contează. Au la Vulcan președinte de organizație. Ce structură de conducere are? Contează ce număr de femei au. Deci aici am vorbit despre numărul aici de femei. Aici numărul se poate discuta, pentru că am mai fost și la conferințe de genul ăsta pe la unele partide și am văzut cine... PSD-ul mai bine deci atunci mai bine nu făceai poze în sală sau o lăsai așa cum era. Păcat că dumneavoastră nu ați fost prezent, eu știu, nu ați fost invitat sau nu știu ce s-a întâmplat la conferința județeană a organizației PPDD de femei care a fost în 26 octombrie. Deci a fost o sală arhiplină. Pe lângă faptul, nu a fost secretă, pe lângă faptul că s-au umplut locurile din sală, au fost, cred că, încă pe atâtea femei și pe hol, că nu au încăput și pe mărgini. Deci a fost chiar o conferință, pot să spun, model pentru politica din Valea Jiului, din județul Hunedoara. Vot dacă aș citi liber, ziarele de Deva, cred că v-ați putut da seama că a fost organizată foarte bine, a fost chiar dacă este un partid mic, și nu este la putere, deci noi încercăm să facem atât activitatea noastră politică de Consiliu Județean, mă refer eu, Dorina Pleșcan, în cadrul Consiliului Județean să ne desfășurăm activitatea, să ne ducem la bun sfârșit în cele mai bune condiții, cât și în cadrul partidului. Da, am ajuns la activitățile locale ale femeilor din partid. Eu vreau doar să mai... Mi-am notat așa niște chestii aici despre... Cum spuneați noastră, nu de mult, nu sunt vremuri imemoriale, femeile nu aveau nici drept la vot, nu? Sigur că da, sigur știm că da. În America, mișcarea sufragetelor, scandaluri cu marșuri, cu tot ăsta pentru dreptul la vot, mă rog, sigur în Europa da. A fost, până la urmă, femeile nu aveau nici drept de deținere de bunuri, a fost, eu știu, până până la Constituția lui Carol al II-lea, mi se pare, nu mai știu. Da, și femeile, practic, și-au dobândit acest lucru de drept la vot, de a putea să promoveze în societate prin acea mișcare muncitorească care a avut-o la o întreprindere, acolo unde întreprinderea a luat foc undeva, pare mi se, în Anglia, unde au murit foarte multe femei. Deci femeile au protestat în sensul ăsta. Deci femeile au luptat pentru dreptul lor la sigur vot, că de aceea da, și exercită, pentru dreptul, nu? Da, sigur bărbații că da. L-a picat așa pleașcă și nu prea să mai înghesuie să se mai ducă la vot. Haideți să vedem câteva femei așa, ce mi-am notat aici. Angela Merkel, Hillary Clinton, Condoleezza Rice, sau Rice, așa, este președintă în Corea de Sud, Park Jun-hai, nu prea n-am învățat coreană, ca să nu mai spunem de Margaret Thatcher, care a fost doamna de fier. Sigur că da. Așa cum am spus și mai înainte. Anul ăsta a trecut în lumea celor drepți.
Doamna Thatcher a dominat 11 ani scena politică în Marea Britanie și mondială, că Marea Britanie totuși o putere. Așa este, așa este. Așa cum am spus și mai înainte, de fapt, în țările nordice, acolo femeile sunt mult mai mult promovate în structurile de conducere, administrație. De exemplu, și Partidul Poporului Dan Diaconescu, după cum vedeți, are la putere, la conducerea partidului, o femeie, pe Simona Alisman. Deci cred că este singurul partid din România care are la funcția de conducere la nivel central o femeie. Mă gândesc ce ravage o să faceți la viitoarele alegeri. Sperăm ca dacă viitoarele... Dacă femeile o să voteze cu femeile, da, nu? Da, sperăm. Dar o să aveți și pe liste, că am văzut că, bine, în fruntea partidului o femeie, dar nu știu, pe liste, așa cum de acolo în jos... Eu știu, urmează Europa Parlamentară. Sincer, legat de modul cum sunt listele, care sunt pe liste, care este ordinea pe liste, nu știu eu să vă spun la momentul de față, dar mă voi interesa și într-o altă emisiune, cu mare plăcere o să vă spun. Eu sper și din suflet și cred că prin munca noastră, atât la în nivel de Valea Jiului, cât și la nivel județean, să obținem la alegerile europarlamentare un rezultat foarte bun. Deși este un partid, așa cum am spus și mai înainte, un partid care nu este la putere, un partid mai mic decât cele aflate la putere, PSD, PNL, dar sperăm să facem lucruri importante pentru cetățeni, nu contează din ce partid politic facem parte, contează ceea ce facem pentru cetățeni, asta am spus-o și în Consiliul Județean, am spus-o și în alte emisiuni de televiziune, o spun și astăzi aici. Pe oameni nu interesează că noi suntem de la PPDD sau PNL sau PSD. Oamenii ne taxează în condițiile în care, la vot, în condițiile în care noi am mers acolo, ne-au votat și nu am făcut nimic pentru ei. Deci noi trebuie să fim foarte atenți ce facem pentru oameni. Nu contează câte birouri ne deschidem noi în Valea Jiului, că suntem la putere, că suntem USL, că suntem PSD, PNL, mă rog, ce partid mai este. Contează câte cazuri, câte probleme am rezolvat. Problemele cetățenilor care ne caută în fiecare zi. Exact, asta vreau să fie un subiect separat în această emisiune. Da. Ce ați făcut noastră pentru cetățenii Văii Jiului? Dar deocamdată discutăm despre rolul femeii. Că da, nu acum, da. Mai târziu. Femei care au schimbat lumea. Indira Gandhi, Golda Meir, Isabel Perón. Am văzut cu toții filmul, nu? Sigur că da. A jucat Madonna, nu? În... Sigur. Da. Deci femei... Mă rog, femei capabile, femei puternice, și nu, eu consider... Și nu în țări oarecare, în Burkina Faso. A fost în India, care are... sute de milioane, a fost Golda Meir în Israel, care Israelul e o putere, indiferent câți locuitori ar avea, sigur, este o putere mondială, Isabel Perón, Argentina, e o țară tare, Benazir Bhutto a fost în Pakistan, care și Pakistanul, cred că are vreo 60-70 de milioane, 100 de milioane, da. Știu, e o țară destul de așa bine. Așa cum spune și foarte bine acel proverb, că în spatele unui bărbat de succes stă o femeie puternică, deci este valabil și pentru politică, deci în toate țările astea, după cum spuneți și noastră, aceste nume, deci sunt niște femei puternice care au putut să ajungă în aceste structuri de conducere și acolo unde ele au condus, așa cum am spus și la începutul emisiunii noastră, economia țării respective a mers foarte bine. Ok. Și... În țările astea au fost alese niște femei premier, au condus la urmă urme și Hillary Clinton și Condoleezza Rice sunt tot un fel de premier, deci la ei secretarul de stat e cam următorul după președinte. Da, mă rog, vicepreședintele e onorific la ei acolo. Dar la noi ce se întâmplă? Pentru că mai devreme spuneați că ceva cu la noi bărbații nu prea sunt receptivi, sunt deschiși la accesul femeilor în politică, ceva de genul ăsta. Sunt, adică, din România bărbații sunt misogini și în India nu sunt? Nu, peste tot. Deci nu vreau să spun că bărbații sunt neapărat misogini. Deci eu cred că trebuie foarte bine promovată și categoria asta. Da, să zicem. N-aș vrea să jignesc în această emisiune niciun bărbat. Aș vrea să spun că femeile astea care au promovat în structurile astea de conducere, deci sunt femei puternice. Deci nu poate să ajungă aici să conducă așa ca Angela Merkel și altele, Hillary Clinton și alte femei. Deci nu pot să ajungă la un nivel atât de sus fără să fie capabile. Deci, în primul rând, contează foarte mult la orice femeie, la orice bărbat, competența unui om. Pentru că
Nu contează bărbat sau femeie. Deci contează competența. Meritul este cu atât mai mare cu cât, din punctul meu de vedere, femeile au mai multe, mult mai multe atribuții decât bărbații. Femeile sunt mult mai tenace, femeile sunt multe decât bărbații. De la servici, mă doare spatele, mă pun și un pic. Femeia trebuie să facă mâncare, să curețe, să aibă. De asta spuneam înainte că femeia are rolul cel mai important în societate, pentru că ea trebuie să ducă până la urmă toate sarcinile astea, atât sarcinile legate de familie, cât și sarcinile legate de în plan profesional, cât și dacă mai ești politician și în politică. Deci de asta spun că femeile au cele mai multe probleme de rezolvat în comparație cu bărbații, adică ele sunt calul de bătaie, cum se zice, până la urmă. Dacă le spui, domnule, vreau să vă invit într-o emisiune, ce faceți acum? Păi făceam sarmale sau știu chestii de genul ăsta. Păi și acum în preajma sărbătorilor, după că știți noastră, probabil de lucrul ăsta, femeile au cele mai multe lucruri de făcut. Ele trebuie să facă curat, ele trebuie să se gândească în primul rând și cineva după aia să pregătească trebuie, și din punctul meu de Crăciunul, vedere, mâncarea de Crăciun și absolut tot. Deci, asta zic, cineva trebuie să facă aceste lucruri și sigur că da. Soțiile noastre sunt cineva, din punctul meu de vedere. Sigur s-ar părea că, da. Că avem un telefon în direct, haideți să vedem. De fapt, toate doamnele sunt cineva. Să trăiți, bună seara, domnul Andrei. Cristof, da? De la Lupe vă deranjează. Da, să trăiți. Am o rugăminte cu doamna care reprezintă pe PDD-ul. Da. Aș dori ca să o întreb. Și ne vă ascult. Chiar poate să ne ajute și pe noi. De ce nu iau ăștia de la PDD-ul și alții care sunt la putere la ora actuală? Că noi ăștia din Valea Jiului, cât și alții din țară, am dorit. Cum e, de exemplu, când se întâmplă ceva prin guvern, că nu sunt de acord, uitați cum e cu mineritul, cu astea, de ce nu ne adresăm și noi unor ambasade, cum e dânsa sau domnul Voichițoiu, domnule, uite ce se întâmplă în România, ne închide căile cu mineritul, cu locurile de muncă, că ne-a promis și PPD-ul, domnul Voichițoiu și alții care au fost la, și vin la putere, acum nu să vin la legele, iară să ne amestească. Doamne, cu locurile de muncă, uite ce se întâmplă în România. Lumea o duce din ce în ce mai greu. Cei din guvern au salarii mari. Îi înțelegem, bun, își fac munca pe cât poate. Tot se îngrașă, adică tot ciordesc, fură, 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 și noi, clasa muncitoare, suntem robiți. Mai ales acum, cum vrea domnul prim-ministru, cu banii ăștia care îi bagă la benzină și la alea, nu ne crește salariile, nu ne crește cu nimic, nici pensiile. Bă, nu ce ia 15 lei sau cât o să dea la fiecare pensionar sau la muncitor. De ce nu ia și atitudine? Stai, domnule, dacă dumneavoastră ca ambasador ne impuneți nouă un trai. La ce ambasade ar trebui să meargă așa cu pâra? La cine v-ați gândit dumneavoastră? La care? La marile puteri, nu? China, Rusia, vine și India, mergem la ambasada Indiei să... Ambasada Americii, Olanda, cine... Și credeți că ar fi treaba ambasadei Olandei, Americii, să vină să ne dicteze nouă cum... Păi, dar vă știți că noastre. Păi, ne-a impus, România e stat independent, eu am citit undeva acolo, scrie eu o carte, cam așa, e subțirea, nu prea e băgat în seamă, dar scrie că România este stat independent. Dar haideți să o lăsăm pe doamna să vă să aveți multe întrebări și... Bună seara, domnul Cristof. Ce vreau să vă spun un lucru foarte important este faptul că la această oră domnul senator Haralambe Voichițoiu chiar a discutat cu foarte mulți ambasadori, cu foarte mulți oameni de afaceri din diferite state, pentru aducerea investitorilor în Valea Jiului și în județul Hunedoara. Știu foarte bine că domnul senator Haralambe Voichițoiu se ocupă la ora asta de problemele mineritului din Valea Jiului. Eu sincer vă spun că vă mulțumesc că dumneavoastră ați pus această problemă și cu siguranță eu voi media pe lângă domnul senator Haralambe Voichițoiu și vom vedea ce putem să facem pentru problemele locurilor de muncă, problemele mineritului și pentru tot ce dumneavoastră și cetățenii din Valea Jiului ne cer. Haideți să vă întreb așa, cum vedeți dumneavoastră, de exemplu, uite, domnul Voichițoiu merge și discută cu investitori, da? Și pe de altă parte, tot domnul Voichițoiu merge la ambasadă și domnule, planul e nasol, e dictatură, e de azi pe mâine, au scumpit ăștia benzina cu 7 euro cenți.
din câte am văzut, se vor mări și pensiile, că s-a spus peste tot, cu mai mare decât rata inflației, deci cât de cât. S-au întregit salariile la bugetari. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru, doar s-a spus. O să vedem, pe așteptăm. Dar păi nu le-am mai luat, cât CSU nu le-am mai luat la pensionari, ba le-am mai dat și înapoi, nu? Referitor la ce spunea domnul Hristov... Eu înțeleg și cu pensionarii noastre. Bun, sunt o masă de să vot. Deci să știți că pensionarii la ora asta nu trebuie să-i luăm platnici, ca pe o masă de vot. Sunt bun platnici, deci pensionarii la trebuie la ora asta care noi au de să unde? Ne interesăm foarte bine pentru problemele care le au. Pensionarii la ora asta sunt cu pensii foarte mici unii dintre ei. Sunt pensionari care la ora asta nu pot să-și cumpere medicamentele, pentru că medicamentele sunt foarte scumpe. Se descurcă foarte greu, gazul este foarte scump, curentul este electric este foarte scump, apa este foarte scumpă. Deci pensionarii la ora asta se descurcă foarte greu. Mă refer la cei care au niște pensii foarte mici, nu mă refer la cei care au pensie de 1000 de euro. În toate campaniile, după aceea revenim și la pensionari, că să vă spun și eu ce mă doare și pe mine, în toate campaniile vom mări pensiile, toți vin. Nu vom mai lua sub nu știu câte pensii, sub 1 milion de lei sau 10 milioane sau când nu le vom lua, ceea ce nu vom lua nimica. Dar pe de altă parte, la tinerii care termină școala și intră direct în șomaj, la tinerii care s-au căsătorit și n-au unde să stea, n-au bani să-și cumpere un scaun, care trăiesc tot din pensia, că de-aia plâng oamenii că au pensii mici, unii, majoritatea, sau mă rog, zic, pentru că ei singuri s-ar descurca cu pensia. Sigur. Dar dacă mai trebuie să țină și o familie, încă o familie, doi tineri, și eu mă gândesc la viitorul țării astea. Ce se va întâmpla dacă, bun, noi dăm la pensionare, ok, le dăm pensii mari, 100 de milioane, ca la aia din poliția, aviație, ce le dăm. De unde? Una din banii care muncește fiecare, câți mai muncesc, și doi, renunțăm la învățământ, renunțăm la ăsta, toată lumea. Stați că vreau să vă întrerup puțin, să luăm o pauză de publicitate, după aceea, ca să nu ne mai întrerupem. Fiecare copil merită o șansă. Te invităm să devii Moș Crăciun pentru un copil sărman. Împreună putem oferi un strop din magia Crăciunului. Implicarea ta va fi răsplătită cu un zâmbet de copilaș. Capital TV lansează împreună cu voluntarii de la Inimă la Inimă campania umanitară Un Crăciun pentru Fiecare. Noi, împreună, putem să aducem mângâiere, alinare, ajutor și speranță celor aflați în nevoie. Fii și tu alături de campania Un Crăciun pentru Fiecare. Pentru a intra în legătură cu echipa lui Moș Crăciun și a face o donație, te invităm la sediul Capital TV. S-a deschis primul salon de remodelare corporală de 5 stele din Valea Jiului la cele mai accesibile prețuri. Electrostimulare, împachetări anticelulită cu ciocolată, ultrasunet corporal și facial, dar și un bronz cu aspect natural la solar. Toate pentru tine și frumusețea ta. Cadouri surpriză la abonamente. Programări se pot face la numerele de telefon 0354 105 558 sau 0763 801 507. Ne găsiți în Petroșani, lângă magazinul Outlet. Salon Siluet îți redefinește silueta. Vrei să mănânci sănătos și gustos? La noi găsești pâine mereu proaspătă și pe gustul tău. De acum, două noi sortimente din ingrediente 100% naturale. Pâine hodinită și pâine din grâu întreg, pentru tine și familia ta. Armicar, o brutărie cu tradiție în toate orașele Văii Jiului. Revin în studio. Cer scuze, v-am întrerupt. Da, continuați o idee. Eu chiar îi mulțumesc domnului Hristov din Lupeni că dumnealui a lansat un subiect foarte important la ora asta pentru noi ca cetățeni.
Nu știu dacă dumnealui s-a uitat la televizor, se uită la ce se întâmplă în Parlament, referitor că domnul a spus despre Parlament, despre ambasade. Siguranță că se uită, că era în temă. Nu știu dacă dumnealui a văzut că la ora asta pe noi au început să ne critique multe state ale lumii pentru ce se întâmplă în Parlamentul României. Unde s-a mai pomenit așa ceva, să se aprobe, să se promulge o lege pentru supra-imunitate? Deci, unde s-a mai pomenit așa ceva? Deci nu se poate. De ce să beneficieze parlamentarii de supra-imunitate? Mi păi atunci înseamnă că o să avem niște parlamentari... De unde a apărut supra-imunitatea asta? Că eu nu înțeleg. Păi, dumneavoastră, n-ați văzut că se votează în Parlamentul României. Nu mai sunt asimilați ca funcționari. Nu mai sunt funcționari, legea. Da? Da, și urmează să promulge legea. Și nici nu sunt funcționari. Gândiți-vă că în condițiile în care ei sunt urmăriți de DNA sau indiferent de cine sunt urmăriți, păi și nu mai pot fi urmăriți pentru că ei sunt sub super imunitate. Ba da, gândiți-vă la lucrul ăsta, sigur că da. N-are, nu. Deci și atunci ne gândim... Dar nu mai sunt asimilați funcționarului public care n-are voie să ia mită, deci să facă, dar aici se... Ce se întâmplă? Deci asta înseamnă că vom avea un parlament de infractori acolo unde legea nu are voie să intervină. Nu vom avea un parlament de infractori. Acolo unde legea nu are voie să intervină. Ce facem? Orice ciuriburi care are o de-aia, hai să-l arestez pe parlamentarul ăsta. Dar unde ați văzut noastră treaba asta? Merge un parlamentar, să zicem, sau merge un director de școală, parlamentarul este respectat. Și ea își pagă 10.000 de euro. Deci dumnealui nu poate să fie condamnat. Legea nu poate să-și facă datoria să intervină. Directorul de școală pentru ce să ia? Se prevalează de superimunitate, nu? Superimunitate. Supraimunitate. Nu e funcționar tot super, zic. Supraimunitate. Dar dacă ea, își pagă, deci, de unde ea își pagă? De la cine îi dă, nu? Sigur că da, dar nu este corect, pentru că el se prevalează de lucrul ăsta. De supraimunitate. Nu este corect. Așa a zis Toarșu Băsescu că e supraimunitate, nu mai are voie să aibă supraimunitate, el nu mai răspunde nimic, nici de flotă, nici păi de alea, nu, nici de alea. Probabil Băsescu, dacă era de acord cu lucrul ăsta, mă gândesc că legea asta era dată încă după vremea când Băsescu... Da, vine rândul la fiecare. Știți cum e? Cum a pregătit și Năstase să aibă 10 avea ani de... și putea să aibă 10 ani de președinție, să aibă toate alea și nu știu ce, vine rândul fiecare. Dar sincer, nu mi se pare corect ce se întâmplă. Eu cred că este normal ca orice parlamentar, dumneavoastră vedeți foarte bine că deja în alta curte de casație și justiție a făcut sesizare către Curtea Constituțională. În alta curte pentru, de, sigur curte, că da. Și Curtea Constituțională unde e tipul ăla cu handicap? Are nu știu despre de care tip, dar o să mai informez. Președintele are certificat de handicap, el nu plătește taxe și impozite. De președintele... Da. Păi dacă ești cu handicap, du-te stai constituționale. Da. Asta Zegran, nu știu despre problema asta, ce handicap are, ce nu, o să mă interesez, chiar nu știu să vă spun prea multe despre lucrul ăsta, dar nu mi se pare corect, înseamnă că ceva nu este bine, din moment ce în alta curte de casă de justiție sesizează Curtea Constituțională. Ok, trebuie văzut cum se poate interpreta, că în primul rând trebuie văzut cum se poate interpreta, pentru că aici a fost toată mișcarea, deci, să nu mai fie, asta, eu cred să nu mai fie asimilați funcționarilor publici. României, domnul La noi, Vlad, oricine e funcționar public. În Parlamentul României, eu cred că ar trebui să se promulge legi mult mai importante decât cele care se promulgă la ora asta. Uitați-vă mai departe, ministrul agriculturii care și-a dat demisia, da? A putut să spună că se dau prea mulți bani persoanelor care au sindromul HIV. Culturii, dar care au sindromul HIV și cred că ar fi mai bine banii aia să se folosească pentru niște spectacole sau ce anume. Ceva de genul. Deci haideți să fim serioși. Oare sunt mai importante spectacolele, scenele, să facem niște scene pe niște bani, să spunem niște bani, decât viețile unor oameni? Eu cred că viețile unor oameni sunt cele mai importante. Nu, trăim în Valea Jiului, nu are importanță unde trăim. Trăim în Valea Jiului. Trăim într-un stat democratic. În fiecare oraș se face cât un mega spectacol pe un miliard de lei. Așa este, aveți perfectă dreptate. Așa este, așa este. Probabil asta se urmărește. Dar probabil dumnealui și-a dat seama... Asta n-a zis de spectacole de astea, că vine Iris și... Nu Iris, da, Iris e trupă de trupă. Vine, eu știu, una, nu dau nume, și face playback aici și ia o căruță de bani. Și de fapt spectacolul costă 2.000 de euro și noi spunem că a costat 14.000, nu că... A, dumneavoastră știți doar, că sunteți în Consiliul Județean. Adică eu nu știu că... Faceți spectacole, nu, la organizați Consiliul Județean? Nu, credeți-mă, eu în Consiliul Județean sunt Dorina Pleșcan, Consiliul Județean, omul care votez electronic, omul care nu pun mâna pe bani, nu semnez niciodată, nu pun ștampilă pentru bani, deci chiar nu am nicio legătură cu banii. Eu acolo doar votez proiecte și atât. Aprob
sau nu anumite proiecte pentru județul Hunedoara. Deci nu... Și un sfert vreau să discutăm despre proiectele astea, cu toate că sunt foarte importante proiectele astea ale Consiliului Județean. Eu consider că acești bani care unii miniștri, unii președinți de Consiliul Județean doresc să-i folosească în alt scop, eu cred că sunt scopuri mult mai importante unde acești bani se pot folosi, cum sunt spitalele, dotările spitalelor, de exemplu în Petroșani, e un spital atât de mare, unde ar putea fi dotat cabinetele de cardiologie. Când ajungem la Consiliul Județean. Haideți să discutăm acum despre statutul de țară al României, da. E o țară, scrie acolo, independentă, nu? Da, suverană, suverană și acolo. S-a schimbat cumva? Între timp n-au modificat ăștia, nu? Constituția, nu? Nu, încă nu. Bun. Și atunci, dacă tu ești o țară suverană, merg toți, cum mergeau înainte boierii, și în primul rând, o țară democratică. Mereau boierii cu jalba împroțap la înalta poartă, da? Îl purau pe vodă și de acolo veneau cu firma de mazilire. Îi lua gâtul ăla și îl puneau pe altul, care fura și ăla la greu. Credeți că ne-am întors în evul mediu să ne căciulim la toți? Chiar n-avem un pic de verticalitate. Îi vedeți pe unguri, mergând să meargă careva de la ei din Parlament să pârască la ambasada Statelor Unite? Ești de solul problemele acolo. Sârbii au verticalitate. Așa am ajuns. Păi noi așa suntem, așa suntem învățați. La noi un parlamentar e considerat ultimul jec, pentru că fură, că așa a fost desenat ăsta. Poate sunt și care nu fură, nu? E considerat jec. Aia fură, vrea imunități, vrea de alea, poate n-au nevoie, nici n-au nevoie, că mari șmecherii nu fac. Orice cu pantalonii rupți în cur, poate să le ia de guler pe un parlamentar, să scăbări norocitule, să mai tragă și vreo două. Unde ați văzut chestia asta? Ați văzut filme americane, unde totuși un senator, congresman sau ce aia, domnule, are un respect, nu? Păi trebuie și respectați, adică ei riscă pe chestia asta, pentru că dacă nu vor mai fi asimilați cu funcționari publici, poți să ia două labe pe stradă și nu mai ultrajezi. Să zicem, dar pe partea cealaltă, asta nu înseamnă că trebuie să fie ocrotiți de sub calea legală. Domnule, dar nici așa, domnule, ștergi cu ei pe jos. Legea trebuie să fie aceeași atât pentru un parlamentar, cât și pentru un om de rând. Noi în țara asta am ales ultimii oameni care am găsit, am luat dar acești oameni trebuie să ne demonstreze ceea ce sunt și ceea ce fac pentru oameni. Că unul, doi, mai, eu știu. Deci acești oameni aleși, deci de către oameni, trebuie să demonstreze ceea ce fac pentru oameni. De aia sunt acolo. Ei nu sunt acolo să se îmbogățească peste noapte. Ați înțeles? De ce ei nu sunt acolo să se îmbogățească peste noapte? După cum vedeți și noastră foarte bine, deci toate legile care le dau mai nou, toate proiectele de lege, care unele se aprobă, unele nu, depinde, vom vedea, sunt date în favoarea lor. Pentru că la ora asta sunt parlamentari care vor beneficia de această supra-imunitate. Și ei nu vor mai fi cercetați. Ei sunt cercetați penal la ora asta. Și în cazul în care se va promulga această lege, ei nu vor mai fi cercetați. Vi se pare corect? Oamenii au derepedat statul român de zeci de miliarde de euro. Haideți să fim serioși. Deci chiar nu mi se pare corect ce se întâmplă în România la ora asta, în Parlamentul României. Chiar nu mi se pare corect. Dacă dumneavoastră mi se pare corect, spuneți, dar nu mi se pare corect. Mai urmăresc și eu din când în când știrile, v-am spus, la televizor, la filme. Nu am timp să vizionez filmele, dar la știri chiar mă uit când am timp, le urmăresc. Dacă Victor Ponta se căciula la cum se zice, la ambasada Olandei, ăia care stau acolo și la ambasada mergi la nu știu care să căciulea acolo ei, și mergea repede, știi, șeful să rămână cu pupii mineu și așa. Păi eu l-aș fi considerat ultimul om, nici nu mai am fi uitat la televizor la el. Toate statele astea acum la ora asta statele alea să-și vadă de treabă. Noi facem codul penal, nu? Acum. Că pentru aia, nu? Face codul penal. La ei pedeapsa cu moartea, cam cum e treaba asta? Suntem totuși în secolul 21. Pedeapsa cu moartea, aia e o pedeapsă care nu mai poți, că poate omul ăla e nevinovat. Nu? Îl mai aduci înapoi după ce l-ai pus pe scaunul electric? Că sunt și erori judiciare, nu? Că pentru aia s-a scos pedeapsa cu moartea, nu neapărat ca să țină unii în pușcării pe viață. Problema este, vorbesc în calitatea mea de jurist, în cazul în care orice om de rând, orice parlamentar a săvârșit o infracțiune, știm foarte bine că elementele constitutive ale infracțiunii trebuie să fie săvârșită cu nevoție, să prezinte pericol social, să fie prevăzut în fapta penală. Deci orice om, în legea penală, orice om nu trebuie să fie scutit de lucrul ăsta în România, în țara asta în care trăim democratică. Deci nu mi se pare corect. Deci
peste noapte atâtea legi să se promulge în Parlament în favoarea politicienilor. Deci probabil mai sunt politicieni pe la închisoare care la ora asta trebuie să scape de cercetările penale și așa mai departe. Politicieni cu siguranță, care sunt politicieni pentru că au luat cu suspendare. La noi deci, e chestia aia. Deci poți să ai pușcărie până la 3 ani, poate să dă cu suspendare și îți dă cu suspendare. Da. Și tu poți să fii parlamentar, că nu te obligă nimeni asta. Numai să fii băiat cu minte să nu mai faci măgării. Da, referitor și la legea armistiției. Am văzut foarte clar că armistiei. Pe săptămâna viitoare am înțeles că se va... Bine, acum știți cum e și pușcările și... astea. Spunea, când a fost la Petroșani procurorul general Chioveși, a spus aici într-o conferință de presă, unul din trei români are dosar penal. Domnule, nu este chiar o națiune de ori păi de poți, domnul, de da, de adevărat, la noi România a crescut infracționalitatea pentru că țara noastră devine din ce în ce mai săracă. Și vorbesc acum de Valea Jiului și Valea Jiului de devine din ce în ce mai săracă. Dacă se ceartă două, babe peste gard, și una dintre ele ce vezi că s-ar putea să vină la tine să-ți trag una, aia e amenințare. Se duce repede aia la altă cu martor și aia la-i proces. Da, și atunci aia e inculpat și deja trecut în categoria. Da, problema gravă care se întâmplă e la ora asta că dacă un om sărac la țară a furat o gâscă, o găină, pentru că nu a avut cu ce să trăiască. Politica. Nu, asta se schimbă. Este condamnat cu între 3 și 5 ani, acum, dar în condițiile în care fură 50 de mii de euro, 10 de mii de euro. Deci nu se pune problema. Politicile astea, se dă o lege, politicile astea se schimbă, nu? Deci fiecare guvern sau eu știu are o politică vis-a-vis de infracțiuni, nu? Dar haideți știți, acum dacă suntem la putere, noi USL-ul, să nu facem numai cum ne convine politicile noastre. La un moment dat cresc sancțiunile, nu? Îi faci pe toți la pușcărie. După aia vezi că bă, au scăzut infracționalitatea. Zici, domnule, hai să o lăsăm mai jos. Astea sunt ciclice. Nu e ceva ce am inventat noi acum. Infracționalitatea la ora asta nu are cum să scadă, va fi tot în creștere. Pe cum să scadă? Pentru că infracțiune și la care fură o găleată de cărbuni, infracțiune și la care fură o gâscă. Niciodată în Valea Jiului rata șomajului n-a fost atât de mare cum este la ora asta. Deci niciodată în Valea Jiului rata șomajului n-a fost atât de mare. Și atunci ce facem? Îi băgăm pe toți la pușcărie care, eu știu, era... Trebuie să găsim o soluție pentru toată lumea. Eu cred că și acei care scapă din închisori ar fi foarte bine dacă am putea să îi reintegrăm în societate, că acei oameni care vin după 10 ani, după 15 ani, după 8 ani, după știu de închisoare, îi avem niște oameni... Păi unde oameni... se reintegrez? Că au plecat din no man's land. Da, da, dar acei oameni trebuie ajutați. Să fie integrați, să fie ajutați. Dacă nu sunt ajutați înainte, dar trebuie să fie ajutați să înainte. Să aibă o locuință. Să... Noastră ca politician, nu vă gândiți să-i ajutați cumva înainte de a ajunge să facă, eu știu, chestiile alea? Sigur că da. Să aibă, să, când termină școala, să aibă un loc de muncă? Eu știu, sigur că da, așa este. Asta. Eu sincer vă spun, referitor la faptul că nu, să mă întrebați toate partidele mai vom mări pensiile, vom eu o să vă spun face revelionul pensionarilor. Poate să mai revenim la subiectul ăsta pe parcursul emisiunii noastre. Eu să știți că am ajutat oamenii Valea Jiului cu angajarea. Unde am putut? Deci sunt oameni care m-au contactat, un ajutor care, care m-au sunat e foarte bun. Și am încercat pe cât posibil să-i angajez că la o firmă de transport, acolo unde cunosc mai bine, au fost angajați și chiar sunt foarte mulțumiți oamenii. Că în altă parte, eu știu unde am putut să le rezolv. Asta ați făcut așa ca bun samaritan, dar ca politician. Comercial, într-un magazin trebuie comercial alimentar. Trebuie să faceți un cadru legal în care să aibă toată lumea acces la chestia asta. Nu, la ce spuneți dumneavoastră, eu chiar am spus-o și în campanie și nu a rămas doar spus în campanie lucrul ăsta, îl spun și astăzi aici, la acest post de televiziune, Capital TV. Voi încerca ca până la sfârșitul mandatului meu să reușesc să aduc în Valea Jiului un investitor să pot să angajez măcar 150 de oameni pe locul de muncă. Deci să reușesc să creez măcar 150 de locuri și de muncă. Nu? Deci eu sper din tot sufletul să reușesc acest lucru. Deci, de-aia fac ăștia toți cu Constituția într-adevăr, asta. Într-adevăr, am spus-o și în emisiunea aruncă dintr-o parte în alta, pentru că nu are sancțiuni. Primăriile unde am mers și am cerut teren pentru că investitorii sunt...
țin legătura cu ei. Nu. Păi veni și curăță aici, spuneți aici. Care sunt primările? Nu sunt terenuri. Nu o să spun această emisiune, să spun emisiunea viitoare, pentru că intenționez să merg din nou la această, la aceste primării, să reiau discuția și pentru a nu fi refuzată, că astăzi am venit la Capital TV și am spus că acele primării nu au binevoit să dea acel loc de muncă pentru acei oameni investitori să creeze locuri de muncă, eu astăzi nu o să spun. Dar promit că în condițiile în care voi relua discuția cu acești domni primari pentru a se da un teren, pentru că acești oameni să poată să-și extindă o afacere pe terenurile acestea, eu voi veni pe acest post de televiziune și voi spune primăriile unde am fost și unde nu s-a găsit teren absolut deloc pentru investitori. Okay, haideți să mai luăm o pauză. Da. Da, și atunci venim să spunem că dorim să creăm locuri de muncă, dar nu vin investitorii. Investitorii vin, trebuie să-i primim. Și eu doresc, atât trebuie chestii, să facem. Dar nu prea doar trebuie să-i primim, nimic altceva. Ok, primim. Haideți să vedem o publicitate. Pentru că iarna se anunță a fi una grea, iar confortul tău termic cu siguranță este o prioritate, nu mai sta pe gânduri și apelează la Centroterm. În mai puțin de 48 de ore îți garantăm că vei fi beneficiarul unui sistem de încălzire centralizată, fără ca tu să depui vreun efort. Apelează la un reprezentant Centroterm folosind numărul de telefon 0727 881 655, iar tehnicianul nostru se va deplasa la domiciliul tău pentru a stabili ce sistem de încălzire centralizată te avantajează. Centroterm execută instalare și vânzare centrale termice, instalații de gaz, autorizări șcir și service. Centroterm, mai simplu nu se poate, mai ieftin nu există. Casa Amicii din Nurican te așteaptă zilnic cu cel mai bun și mai accesibil meniu din zona noastră la prețul de numai 10 lei. Cu o largă diversitate de specialități culinare și o muzică potrivită ambientului, te așteptăm cu drag în casa noastră, Casa Amicii. Vrem să fim cea mai bună gazdă pentru tine, organizând mese festive pentru nunți, botezuri, zile onomastice și alte evenimente importante din viața ta. Prospețimea și tradiția se regăsesc în preparatele noastre, așa că îți recomandăm cu căldură păstrăvul încetină de brad. Ne găsești în Nurican pe Alea Teilor, Vila D. Pentru rezervări și informații ne puteți contacta la unul dintre numerele de telefon 0254 511 268 sau 0720 652 494. Casa Amicii, casa noastră este și a ta. Înființată de mai bine de 60 de ani, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrilaș a demonstrat de-a lungul timpului susținerea față de membrii săi, fiindu-le aproape ori de câte ori a fost nevoie. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila te invită să te alături membrilor existenți. Orice membru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila beneficiază de ajutoare nerambursabile pentru intervenții chirurgicale, proteze dentare și auditive, dar nu în ultimul rând compensează bilete de tratament la băi în cuantumul de 100 de lei. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila oferă un stimulent de 200 de lei celor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Casa de Ajutor Reciproc Petrila a Pensionarilor, mereu aproape de tine! Revenim alături de doamna Dorina Pleșcan, președinta Organizației Județene de Femei a Partidului Poporului Dan Diaconescu și consilier județean și multe altele, ca să nu... Mulțumesc! Început discuția despre rolul femei în societate, în politică și multe, multe alte roluri pe care le are o femeie în, eu știu, în viața de zi cu zi, în secolul 21. Atunci v-am întrerupt... puțin, ca de vreo două ori v-am întrerupt pentru publicitate, nu? Da. Îmi place chestia asta, că am pe cine trebuie să vă întrerup, deci nu trebuie neapărat să... Vreau să spun că foarte multe persoane din Valea Jiului sunt foarte nemulțumite pentru că plătesc televiziunea română, banii aia care oprește pe, care vin pe factura de curent
și n-au văzut meciul de handbal când România, fetele noastre, le-au bătut pe ungurace și mulți au hotărât, au decis să nu mai plătească. Cred că e un subiect foarte important, dar decât să vă spun ceva ce nu este real, deci nu sunt documentate, da, știu, nu sunt documentate în referitor la acest subiect, dar o să mă informez. Deci nu dă, TVR-ul nu dă, ei dau tot felul de, nu știu ce dau, dar oricum, ce, îl dă pe ăla cu mângăia ăla, pufulica, ați văzut cu pufulica, reclamă? Nu, v-am spus că nu prea am avut... Deci aia cu pufulica. Vreau să discutăm despre, spuneați că ați ajutat anumite persoane din poziția pe care o aveți, de șefă de organizație de femei, de relații, că în primul rând relațiile personale contează, că mare șmecherie că sunteți consilier județean, nu știu dacă cineva v-a făcut vreun favor, că v-a sacut, domnule, cu legitimația sau ce aveți și eu sunt. Haideți să discutăm despre Consiliul Județean, care e un subiect foarte interesant. Eu am un articol aici în săptămânalul Valea Jiului, în atenția domnului Mircea Ioan Molos, președintele Consiliului Județean Hunedoara. Sper că l-o fi citit. Fii ce scrie aici. Consiliul Județean Arad a investit 800.000 de lei pentru dotarea secției de cardiologie. E un comentariu al autorului, autorul fiind eu, și scrie cam așa. În vreme ce Consiliul Județean Hunedoara bagă bani în asfaltarea unui drumuri înfundate, cei de la Arad investesc în modernizarea și aduce la standarde europene a spitalului pe care l-au în subordine. Oricum, pentru locuitorii Văii Jiului nu prea are mare importanță, atâta vreme cât în perioada scursă din acest an, mai puțin de 25 de pacienți din Valea ajuns să fie tratați la Spitalul Județean din Deva. Totuși se impune întrebarea unde au ajuns miliardele fără număr și mai ales fără rezultate pompate de către Consiliul Județean în Spitalul din Deva, care deservește doar capitala de județ, cu câteva comune limitrofe, cazurile grave ajungând invariabil la clinicile din Timișoara, Cluj, Târgu Mureș sau București. Și uite ce zic băieții aia, asta e comentariul autorului. Da. Cel mai important eveniment medical anul 2013, Spitalul de Urgență, a fost inaugurat secția de cardiologie intervențională, una dintre cele mai ambițioase realizări din sistemul sanitar al Ardeanu. Bolnavii Ardeanu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la Timișoara sau în Ungaria, la Seged, noi iau variante, noi nu avem. Pentru a se trata, mă rog, și aici dă descrierea ce scule au luat ei, ce specialiști. Eu tot am auzit Consiliul Județean, are în subordine câteva spitale, inclusiv Spitalul Județean din Deva, care de fapt e spitalul orașului Deva, municipiului Deva, pentru că nu există alt oraș în Deva, deci ăla e și așa și așa. Deservește numai pe aia de acolo. Ultima, ce m-am interesat eu ultima dată, au fost trimiși 21 de pacienți din Valea Jiului, la spitalul din Deva, din care vreo câțiva au fost pasați direct, fără să mai... s-au uitat în ochii lor, a zis, da, sigur, aveți, eu știu ce aveți... și a trimis la Timișoara sau unde i-a trimis și banii ai Consiliului Județean, banii Consiliului Județean, eu zic că sunt și banii celor din Valea Jiului, numai celor din Deva. Absolut. Eu chiar am observat acest lucru încă din primele luni de mandat în Consiliul Județean Hunedoara, unde am văzut că tot timpul se alocă foarte mulți bani pentru Spitalul de Urgență Deva. Dar ce nu mi se pare mie corect este faptul că, în condițiile în care orice cetățean din Valea Jiului ar avea probleme sau din altă zonă a județului Hunedoara, nu este dus la Spitalul de Urgență din Deva. Da? De exemplu, cineva e bolnav la Lupeni, îl duce la Deva? Nu. Deci eu cred că ar trebui ca atâți bani în egală măsură, bani câți vin pentru spitalul de urgență din Deva, să vină și pentru celelalte spitale din județul Hunedoara, pentru spitalul din Vulcan, pentru spitalul din Lupeni, pentru spitalul din Petroșani. Eu cred că la ora asta spitalul din Petroșani deservește multe localități, adică chiar și aceste limitrofe, cum e Petrila, cum e anumite secții. Sigur că da, anumite secții de la Petroșani, deci în anumite secții de la Petroșani sunt aduși oameni din toată Valea Jiului cu diverse probleme. Depinde de caz. Și să vă spun o chestie chiar care la noi la Petroșani, da? Și de la Deva aduc aici la Petroșani. Da, și nu mi se pare la normal. Neurochirurgie. Să fie atâtea proiecte acolo. Să fie atâtea proiecte în Consiliul Județean cu fonduri care se alocă pentru spitalul din Deva. Mâna, pentru că cazurile foarte grave nu sunt duse la Deva, sunt duse din Valea Jiului în Timișoara, în București, în Cluj, în
toate zonele celelalte. Okay. Bagă banii, da, acolo, importante, la DEVA. Zice, bani unde pentru... sunt dotările ați, mult mai importante. Ați participat așa ca și consilier județean, da? Sigur că da, chiar am ridicat domnul Vlad. La inaugurare, ceva de genul ăsta? Domnul Vlad. Să vă invite, uite doamna, noi dumneavoastră sunteți consilier județean, vă trimite spitalul, că e în subordinea consiliului, o invitație în data de... Nu, 31 nu. Decembrie. Au fost foarte multe acțiuni inaugurăm, la care consiliul județean secție, pe noi ca și, consilier ai Partidului Popular Dan Diaconescu chiar nu ne-a invitat. Păi nu trebuie să vă invite consiliul județean. Și... trebuie cum să adică? Vă invite spitalul. A, nu, spitalul nu, are nu un manager invitat, acolo, nu? Care e în subordinea consiliului județean. A dat un examen, nu a zis, da, e băiat nu, bun. Nu, nu ne-a invitat, nu, nu. Deci o chestie. Și atunci pe ce? Pe ce eu chiar la începutul mandatului meu de consilier județ. Că mai repară o debara și iau o căruță de bani. Mai, astea sunt investițiile care se fac la Consiliul Județean. Nu am fost să verific, nu am, acest, nu am aceste atribuții de a merge să verific. În ce comisie sunt? Unde? Eu sunt în Comisia Juridică și Comisia și Sănătate Învățământ. Pe la Comisia Juridică da, trec toate. Da, știu, sigur că da. Numai că... noi, cei care suntem de la Partidul Poporului, suntem în minoritate. Păi și ce nu puteți să faceți? Cum faceți aici? Indiferent ce le spunem, eu știu, vă, pentru sunteți vocali, faceți, proiectul tău tot trece. Acolo. Chiar am avut o intervenție în Consiliul Județean, la începutul mandatului meu, acolo unde am spus că nu mi se pare corect la fiecare ședință să văd pe ordinea de zi doar proiecte cu bani care se alocă pentru Consiliul, pentru Spitalul Județean Deva și pentru Spitalul Petroșan și Spitalul Vulcan și Lupeni din Valea Jiului, nu se alocă nimic. Bine, nu să spuneți de Valea deci Jiului, nu, că sunteți de aici, restul nu, din nu, județ și ar putea să spune. Călan, da. Și pentru Spitalul din Brat și pentru Spitalul, pentru că eu sunt consilier județean, nu în Valea Jiului, domnul Vlad, sunt consilier județean pe tot județul Hunedoara. Eu dacă mă duc la Consiliul Județean am și vreau aleasă să, de către vreau oamenii să, din să tot județul Hunedoara. Spun, domnule, pe mine mă reprezintă doamna Preșcan, că e de la mine de acolo. Okay. Ca și la parlamentari, eu așa zic. Ok, am înțeles, dar eu sunt aleasă de oamenii din tot județul Hunedoara, nu doar de Valea Jiului. Am luat votul din tot județul. Ok, și atunci de ce nu numai Deva are? Deva nu are, Deva face fântâni cântătoare, face de-alea, ei nu bagă un ban. Primăria păi din Petroșani... Păi apropo, ce vă spuneam eu dumneavoastră, trebuie să aloce niște fonduri, decât simplu? Să dăm la oamenii care au probleme să, pentru medicamente cu virusul HIV, mai bine să-i băgăm în niște spectacole sau, mă rog, ce erau alea. Deci, dumneavoastră trebuie să aveți despre așa, ce vorbim? Cam la ce? Eu am văzut și eu câteva de astea de ședință și scrie acolo. Se alocă fonduri pentru asocierea Consiliului Județean Hunedoara cu fundația... Da, cu fundația... Cu fundația nu știu care, cu asociația spună... nu știu care. E o listă acolo care da. Probabil că ce trebuie să îndeplinești, ce condiții trebuie să... Fundația aia trebuie să fie, eu știu, din beton, din ce se face ca să... Când este vorba de mai... fundație, este vorba despre... Nu despre construcția solidă sau mai puțin solidă a clădirii, este vorba despre o asociație, eu știu, sau nu, un club sau eu știu ce este fundație. Nu, nu e vorba de clădire, și de clădirea în sine. Acolo, deci ca juridic, și... da, domnule, e ok, nu? Că păi, trebuie să semnați sau ridicați da. Mâna, nu mai știu. Oricum, păi și dacă acolo. Noi, să zicem prin absurd, nu suntem de acord cu un anumit proiect în comisie, dar când mergem la ședința de comisie. Dar nu e prin absurd, nu să puteți să fiți sau să nu fiți de acord. Respectiv tot trece, pentru că, de exemplu, în comisia mea suntem 8. Deci, 2 suntem de la un alt partid și 6 sunt USL. Deci chiar ei sunt majoritari. Și când vin chestii de astea... Că noi comentăm și ridicăm anumite bine, probleme nu și spunem că nu e corect așa sau ar fi mai bine așa. Deci nu că nu ne ascultă, ne ascultă nu neapărat părerea, să ridicați mâna să nu se aloce bani spitalului din Deva. Nici o problemă, n-am nimica cu sigur Deva. Că da, nu. Ei toți trăiesc acolo, au afacerile lor acolo, dar, au vârterile lor, au avantajele lor. Dar, indiferent de învârteri, mi se dar pare în mod egal să se aloce pentru din toate județ, spitalele în Valea Jiului. Din noi de aici, Hunedoara. Că vine domnul Moloț și zice, am citit aici... Păi nu că domnul Moloț a luat voturi și din Valea Jiului și cred a că dumneavoastră este interesat să facă dotarea spitalelor și în Valea Jiului, și în Petroșani, și în Lupeni, și în Vulcan, și în Brad, și... absolut de peste tot unde la votul. Și județean nu e să arate cu degetul spre primările din Valea Jiului, eu știu, Petrila, Lupeni. E treaba să vadă ce ar trebui făcut, nu? Sigur că da. Și că ei doar, ei de fapt, ei nu produc nimic. Consiliul județean produce ceva? Are plasamente în insulele Caiman, ceva? Nu. Deci am niște bani, primesc niște bani din impozite, taxe, din ce se adună la stat, nu? Și mai distribuie. Ce domnule, la primăria, hai să vedem, ce primărie asta? Ce culoare are ăsta primarul? E PNL, are săgeat. Bun, ăsta e de-al nostru, băgăm. Păi după nu, aia primarul ăla, după aia primarul ăla vine cu încă 10 în spatele lui, da? La când e conferința județeană și îl votează din nou pe Moloș, nu?
Dacă dumneavoastră observați foarte bine, noi în Valea Jiului avem 5 primari USL și un primar PDL. Dar mă rog, a fost vrem invers. Să... Da, vrem fost, să... Am avut 3-4 primari PDL până acum, dar unii au schimbat culoarea, da. Botgros a pierdut alegerile, Ile și cu Păducel au schimbat culoarea. Vreau să spun situația care este la ora actuală. Avem 5 primari USL și un primar PDL. Nu că n-ar fi dat la primarul PDL niciun fel de fonduri USL-ul, să zicem că au adus pentru Valea Jiului, au adus fonduri, dar n-au dat nici măcar la primarii lor USL, să zicem, măi, au adus bani pentru primăriile USL. Nici măcar acolo n-au adus. Am văzut acum pe deci, televiziune națională nu fac nimic la ora asta. Un drum adică asfaltat undeva comuna, nu știu care, bătrân, nu știu pe unde, pe acolo, care de fapt e capăt de drum, pentru că acolo trebuia să mai vină și cei din Caraș Severin cu partea lor și n-au venit. Chiar Consiliul Județean se ocupă numai cu asociații de genul ăsta și, mă rog, să facă contracte cu curățarea drumului la Parâng și la asta. Asta e treaba Consiliului. Atât? Că atunci eu o să fac o inițiativă cetățenească, stau la col și adun semnături și o să convins că adun semnături să se desfințeze Consiliul Județean. Pe acum, după aia, o să fie regionalizare și o să mai fie un supra-Consiliu Județean. Mă gândeam că faceți o inițiativă cetățenească, v-ați gândit la ce m-am gândit și eu, ca în momentul în care vreau să promovez un proiect în Consiliul Județean Hunedoara, să pot să am sprijinul cetățenilor. Cu adică în condițiile aveți, în care... arătați-mi proiect. Președintele Consiliului Județean, vicepreședintele Consiliului Județean, consilierii județeni care sunt la putere, nu sunt de acord cu proiectul meu, atunci o să pot să vin cu cetățenii în Consiliul Județean. Eu vă aștept să veniți asta cu proiectul. Asta vreau să fac. Spuneți ce vreți să faceți, un proiect, că dumneavoastră acum știți. Sigur că da. Îl faceți. Am foarte multe proiecte la care m-am gândit și cu siguranță într-o altă emisiune o să vreau să vorbim mai mult despre proiectele care eu vreau să le realizez. De unde se iau banii ca să vă dau la asta? Deci mie mi se pare o discriminare chestia asta că, cum spuneați, și-a făcut mare șmecherie, cabinet sau ce, un birou aici. Nu mă încălzește cu nimic. Ceva pentru, spuneți și mie așa, noastră, de cât sunteți consiliu, ceva pentru Valea Jiului, concret, așa. N-am să vă spun nimic foarte concret pentru Valea Jiului. Că i-au mutat pe aia de la care erau persoanele cu handicap, nu știu unde, într-o casă, nu știu unde, pe nu știu ce stradă și era mai greu, acum iarna i-a mutat acela. Cu persoane cu handicap, care... Și i-a mutat aici la spital. Păi a mutat aici că le-a dat Riți o încăpere acolo. Nu le-a dat o încăpere. Că împart cu cei care, cu pensiile acolo. O zi unii, o zi alții sau nu mai știu cum e. Mi se pare marea realizare, marea șmecherie ce-au făcut. Și în rest? Asta am spus și în emisiunea trecută. Exact așa au fost cei care sunt la putere acum. Plecați voi PDL-ul, plecați voi toți să venim noi. Că noi o să facem tot. O să mărim pensiile, o să... modernizăm spitalele, o să trăiesc ca rai. După ce au venit, ce s-a întâmplat? Dacă ați văzut referitor la spitale, că tot vorbeam mai înainte despre sănătate, pentru că până la urmă toate sunt pe locul 2, dar sănătatea, chiar sănătate și educația mi se par prioritare, adică ar trebui să fie prioritare la noi în țară, în România. Bani care vin din economie. Dumneavoastră, nu știu dacă sunteți de aceeași părere cu mine, deci sănătatea și educația ar trebui să fie prioritare chiar în România. Chiar dacă sunt prioritare, dacă n-ai bani, dacă economia nu merge... la un spital din Galați, chiar eu, sincer, așa, un caz, nu știu, am fost stupefiată de ce s-a întâmplat acolo, un medic a denunțat ceea ce se întâmplă în spital, faptul că toate trusele medicale le folosise la mai mulți pacienți. La Ploiești. Prahova. Chiar în Prahova. Să se întâmple așa ceva. Deci e strigător la cer. Deci să folosești, să ajungă într-un spital, să folosească aceiași ustensile sau, mă rog, cum se zice, la trusele medicale, la operații, intervențiile chirurgicale, la mai mulți pacienți. Gândiți-vă câte bule sunt. Le sterilizau. Deci indiferent, domnul Vlad, de sterilizare și de... Deci, acum, se poate de să mergi într-un spital și să nu ai un tampon de vată după ce îți face o injecție și să nu poți să-ți oprești sângerarea. Să nu ai o injecție pe vremea cu care Ceaușescu să nu ai o tabletă pentru febră, să nu ai o tabletă pentru o durere de stomac. Deci este inadmisibil ce se întâmplă în România la ora asta. Ce se întâmplă în România la ora asta este inadmisibil.
inadmisibil. Da. Deci el a avut curaj și a ieșit pe post și a dat pe goarnă, da? Și doctorul probabil ăla. Cam așa se întâmplă. Credeți în România, că în alte noastră, mai multe spitale. Nu e la fel? Cu siguranță, cu siguranță, să mergi, să-ți duci de acasă tot când ce spitalele trebuie. Au miliarde de datorii, cam cum e? De unde deci, credeți? Nu mi se pare corect ce se întâmplă și eu cred că ar trebui ca să se facă o analiză mai concretă aici a banilor aici și așa, din două părți. A proiectelor care se votează în Parlament. Managementul, sumele alocate. Sigur că la da. Management aș băga și chestia cu banii prăduiți, sigur pentru că da, unii că care da. Au fost și înainte manageri au fost învățați să prăduiască cum au vrut ei, și pentru că până la urmă se plăteau. Da, că în 2010, când au fost preluate spitalele de administrațiile publice locale, au plecat de la zero. Toate spitalele. Sigur că da. Fără niciună datorie. Totul a preluat statul. Domnule, l-au plătit furnizori, ce au făcut, că și până acum au trebuit să tot plătească. Au tot dat. Bun, ok. Păi au plecat toți de la zero, nu? Păi sigur. Unii mai pot. Uite, am aici un material de curs. Unde da. Scrie că spitalul din Lupeni nu are datorii. Cum se poate? Nu are datorii? Da, termin anul fără să aibă arierate. Deci cum sunt cele din urmă? Da, da, am înțeles, arierate. Da. No, probabil... Păi, probabil ce? Chiar și fără situația... să pompeze, cum au făcut alții, Spitalul Județean, să pompeze Consiliul Județean o căruță de bani. Că zic, dom'le, n-avem datorii, dar ne-a dat Consiliul Local 10 miliarde. Deci cu ce bani au primit ei pe, de la Casa de Asigurări de Sănătate, asta s-au descurcat. Da, și cu ce au primit de la primăria? Primăria doar a investit într-un bloc operator, deci n-a dat bani pentru... Da, e important, deci faptul că primăria Lupeni a investit într-un bloc operator este un lucru foarte perfect, important. Dar n-a dat bani de căldură, n-a dat bani de, eu știu, de curent, n-a dat bani pentru asta. S-au gospodărit în așa fel încât au reușit ca și alții, cheltuielile de ce nu pot să facă? Păi de nu pot să facă. O chestie. Spitalele oricum sunt sub, cum să spun eu, au dotări foarte la limita de jos, și de personal și de scule. Dar după ce au fost preluate de administrațiile locale, unii au mai făcut angajări. Sunt spitale care au făcut 100 de angajări. Păi și aici e o problemă. Și banii cu salariile. Și aici e o problemă. Eu înțeleg că atunci, și mie mi-ar conveni să fiu șef de secție și să am vreo 2-3... sau cum, doi trei îngerași așa care să se vârtă pe lângă mine, fac la spitale. Una să-mi facă, să-mi aducă cafeaua, una să-mi trăiască dimineața șeful, știți, nu știu ce și alte. Mă, dacă nu-ți permiți, nu faci chestii de-astea, nu? Sigur că da. Ce poți. Sigur că da. Și n-am avut cazuri la Lupeni, să, eu știu, să aibă, să scoată, să iasă copii cu, Doamne ferește, cum am văzut la altele care nu s-a... Mi se pare interesant că încă în spitale se mai fac angajări atâta timp cât știu că de pe unele secții chiar au fost desființate. Cum e, de exemplu, și situația spitalului de la Vulcan. Știu că secția de pneumologie de la Vulcan s-a mutat la Petroșani și acolo chiar a fost o problemă și cu personalul, cu paturile, cu, au avut o mare problemă. Deci, la un moment dat, se ajunsese ca spitalul de la Vulcan să ajungă să se reducă din personal pentru că nu mai putea să le plătească salariile. Să vă spun cum a fost făcute angajările? Vă spun eu acum. Deci nu o să pot să spun. Prime time așa, vă spun eu. Cu sprijin politic. Cu sprijin politic? La Vulcan s-a dat concurs în 25 decembrie anul trecut și a luat cu 2 și ceva. Mi-a spus, am avut o emisiune. Deci cu sprijin politic. Ce să mai... Deci aici, domnul Vlad, aici se întâmplă foarte grav și de anul nu avem performanță în România, nici într-un domeniu, pentru că noi angajările nu le facem pe performanță. Adică să fie fiecare cât este de capabil. Performanța întâi. Nu contează că ești PSD, PDL, că ai unchi, nu știu unde, mă rog. Deci nu politic, nu pe nepotisme. Deci să se angajeze pe competență. Deci competența este, trebuie să fie primul criteriu în orice domeniu de angajare. Păi nu pot să fie competență în timp ce profesează meseria. Deci nu de proști să angajezi. Chiar așa nu pui. Deci nu pui un prost acolo, e clar că știu că partidul nu răspunde de viața unui om, adică și tu ca partid nu trebuie să pui un prost acolo să deci chiar pui unul care îi umblă mintea și ăsta, dar ăla trebuie să aibă intenția să facă ceva. Părerea mea este că dacă există intenția să facă ceva, cred că se poate face. Poate nu chiar la nivelul să rămână fără nicio datorie, să zicem așa. Domnule, dar să pot. Deci când spun competență, e vorba de nota, să spune de nota 2. Înseamnă că e o vorba de o medie cu care trebuie să intri. Nu cred că intri cu media aia. 2 să intri să te angajezi într-un spital. Deci chiar este... Știți, ați văzut la Ploiești că s-a descoperit ăștia, au găsit după control că banii se cam scurgeau. Deci nu că n-ar fi fost bani. Da. Deci, de-aia se foloseau ustensilele. Sau te trimitea cu lista. Dar vă dați seama că pur și simplu acolo este malpraxis. Ok, ce facem? Aveți o inițiativă pentru...
banii din județ să mai vină și în Valea Jiului, vă gândiți? Eu o să vă mai invit într-o emisiune pentru bugetul viitor. Sigur că da. Cu siguranță, deci eu o să am o discuție la nivel județean, cu conducerea județeană, referitor la modul la care putem să aducem investiții și bani în Valea Jiului. Acum, cât de mult putem să aducem investiții prin Consiliul Județean, nu știu, dar vom încerca prin proiectele noastre realizate în Consiliul Județean, chiar al meu personal, să pot să fac ceva pentru Valea Jiului și pentru cetățenii care m-au trimis acolo. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru că ați avut amabilitatea de a veni în această emisiune. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră, mulțumesc tuturor telespectatorilor care ne-au urmărit. O seară bună! Mulțumesc tuturor, o seară bună!